Ce sfânt mare este și plăcut înaintea Dumnezeu a fost Sfântul, este Sfântul Proroc Ilie. Până acolo, pe Dumnezeu a îngăduit și a legat cerul să nu plouă 3 ani și 6 luni. Până Sfântul Proroc nu s-a rugat, Dumnezeu nu a deslegat cerul. Nu ne putem noi da seama câtă putere are un Sfânt mijlocind pentru noi păcătoși. De aceea, vai de omul, vai de creștinul care nu cinstește Sfinții. Bine, la rândul lor, cum bine spunea și Părintele, au devenit Sfinți, au trăit ca și noi, dar au avut o viață aleasă, sfântă, sacră, lepădare de sine și cu totul în slujba lui Hristos. Și numai pentru sine și pentru toți rugându-se. De ce oare noi mijlocim de fiecare dată la Sfântul care purtăm numele și avem un Sfânt în calendar, cu cruce roșie, când îl cinstim și îl observăm, dar numai cei care purtăm numele. Sunt foarte mulți creștini astăzi care cinstesc Sfinții nu numai prin prezență, când este sărbătoarea Sfântului, rostindu-i acatistul, știindu-i viața Sfântului și știm bine că poporul nostru român este binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea sfinte moaște. Noi creștini ortodoxi români cinstim pe toți sfinții, de altfel, numai din România la noi, și foarte mulți creștini întâlnim care e blabie la un sfânt oarecare, cum ar fi Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, Sfântul Serafin de Sarov și alți mulți sfinți. Numai să avem mare grijă, că am spus-o deseori, să nu uităm noi acest popor evlavios, creștin și binecuvântat de Dumnezeu și Maica Domnului, că avem sfinți în România care unii dintre dumneavoastră cred că nici nu v-ați închinat la sfintele moaște sfinților lor. Este foarte dureros când întrebi un român când nu știe viața Sfântului Ioan de la Suceava. Și nici măcar când este sărbătoarea Sfântului. Câte mari minuni dumnezești n-au făcut și face Sfântul Ioan de la Suceava. Să spunem că evlavia noastră se duce către, să nu spunem, în afară de Măicuța Domnului care este Împărăteasa Cerului a Pământului, Regina Îngerilor, Mama noastră a tuturor, lumina ochilor noștri. Mă refer la Sfinți, evlavia credincioșilor este mare spre Sfânta Preacuvioasa, mult milostivă Parascheva. Mai tot timpul avem evlavie la Sfânta noastră. Ne place să spunem că este mult milostivă, dar noi să nu facem ceea ce a făcut Sfânta Parascheva. De pildă, Sfânta Cuvioasa Parascheva, prunca Parascheva, mai bine spus, de mititică a fost în slujba lui Dumnezeu. Până ce hainuțele ei le dădea de pomană și se învoia să poarte hainuțele sărăcăcioase a unor fetițe sărace, care ea le considera nu sărace, ci surioara ei. Bine, care am face noi, care dintre noi face ce ați făcut, a făcut Sfânta Parascheva? Luăm modelul Sfânta Filopteia de la Argeș, care rare ori aud de creștin că
vorbești de Sfânta Filofteia, care este o mare sfântă. Trebuie să dea răspunsul amar. Ce a făcut în viața lui? Cum a prețuit timpul? De câte ori a fost în biserică duminica sărbătoare, de câte ori la alte păcate strigătoare la cer? Lasă că Dumnezeu e bun. E bun Dumnezeu, drăguță. Nu putem noi face păcate cât ne iartă Dumnezeu. Da? Dumnezeu e bun, iertător, îndurat, milostiv. Dumnezeu întârzie, dar nu uită. Și apoi vine răspunsul. Ce răspuns vom da noi înaintea lui Dumnezeu și a judecății dacă noi n-am făcut nimic pentru plecare? Pregătirea pentru plecare la Domnul. Se termină odată toate. Călătoria, popasul care îl avem. Și ne ducem acolo de unde am venit. Din pământ în pământ. Acolo nu-ți mai faci probleme. Ce vei îmbrăca, ce vei mânca, sau dacă vei lua din agoniseala ta de o viață, care nu te-ai îndurat poate să mănânci o mâncare bună, sau să dai copilului tău și tot ai ascuns, ai ascuns și te duce în groapă între patru scânduri acolo și un costum, amin. Și rămâne averea ta, munca ta, sudorea ta la străini. Că n-ai știut în viață să-i mulțumesc și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru frumoasele roade care ne dorește Hristos Dumnezeu, din ceea ce și primim să și dăruim, primind, dăruind, dăruind, primind. Dacă mă întrebați pe mine ca preot, câți oameni am întâlnit în viața de preoție și de când sunt stareți aici? Foarte milostivi și foarte zgârciți. Vă mărturisesc public, am întâlnit foarte mulți zgârciți. Eu tot timpul n-am ascuns acest păcat greu. Omul zgârcit nu are mântuire. Și când am avut-o de spus, i-am spus. Eu prima ta nu te văd bine. Pur și simplu, ca și când ai dat de la mama ta. Dacă Dumnezeu ți-ar da o încercare, să nu poți bea o cană cu apă cu mâna dreaptă. Dacă Dumnezeu ți-ar da o încercare, să stai ani de zile simțit paralizat în pat, cum sunt unii care ar voi să fac ce faci azi dumneavoastră. Atunci, ce n-ai da lui Dumnezeu ca să te vezi sănătos? Ești tentat și suntem tentați de ce avem un pic să avem mai mult. Să avem foarte mult. Și niciodată nu ne îndurăm când lângă noi cineva suferă. Până acolo că nu o să credem, chiar nu are ce mânca. Dar tu, dacă ești sănătos și noi, avem viață care este un dar de la Dumnezeu divin. Din puținul ăla care ne-l trimite Hristos, Cartea Sfântă spune ce v-am spus-o. Trei sferturi din agoniseala muncii vieții voastre să fie pentru familia voastră. Celălalt sfert pentru biserică și săraci. Întâlnesc în gară, vine spre mine un om într-o geacă de piele așa. Îmbrăcat bine de altfel. Și îmi cere milă. Bine, aveam bani de bilet, mai aveam vreo doi bănuți mărunți. Dar prima mea gândire, gând și așa, mi s-a dus la hainele lui. De cum poți să ceri tot la un călugăr? Era un frate de mănăstire care n-a nici salar măcar, se cer pomană tot un om care ești îmbrăcat așa de bine. I-am zis și m-am măcinat și al săracu, nu am, salvează-mă, părinte. Nici eu nu am, frate, cât încerc măcar. Măcar un pic dați în ceva să pot lua ceva, o pâine. Nu i-am dat. Am zis că își face rău de mine. Vedeți? De câte ori îmi vine Hristos la poarta ta, în chipul unui bătrân, a unei bătrână, în chipul unui cerșitor, și tu ce faci? Știți prea bine că o femeie evlavioasă, tenea post negru și mergea în fața iconei,
cu candela aprinsă, Doamne, arată-mi ce se văd. E bine. Și s-a rugat așa ani în șir. Într-o noapte apare la ușa ei un bătrân, rupt, murdar, nu a cerut nimic, tot care îi pune. A luat mătura și l-a lovit și l-a prigonit. Și cade iar în genunchi evlavioasa noastră. Doamne, Tu mă rog, arată-mi, Doamne, am fost aseară, m-ai prigonit. Părinților, vă rog în numele Dumnezeu, aveți grijă cum vă formați copiii, că vine timpul, că avem destui care vin bătuți de copii și prigoniți și dormim ca afară. Acum, de micuți copil, aduceți-l la Sfânta Biserică, spovediță, împărtășiță, că după aia o să aveți mare binecuvântare. Dacă nu, o să ajungeți ca alți părinți care zi-noapte urcă dealul mănăstirii, că i-au bătut copiii, că i-au furat banii pentru droguri. Și multe nu vă mai spun eu, că mă tem să vă spun în biserică ce auzim noi, preoții și mănăstiri și preoții. Ce fac unii tine. Așa că dacă aduceți, uitați cum e acolo, îl ții acolo de mânuță, stai aici până iese o afară. Te împărtășești frumos, asculți cuvântul Dumnezeu și atunci, cu siguranță, Măicuța Domnului va acopi tot rău. Mulțumim Voda Prost încă o dată pentru că ați venit. Sfântul proroc Ilie să mijlocească pentru noi toți înaintea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. La mulți ani pentru Părintele Orest, fiindcă l-a chemat Ilie. În zona Moldovei nu prea am auzit mulți cu numele Ilie. În zona noastră Bucovine sunt foarte, foarte mulți care poartă numele Sfântul proroc Ilie. Vă rog frumos să rămâneți la masă. Eu, în familia mea, am 5 care poartă numele Ilie, Dumnezeu să-i odihnească. Atât nașul de botez, cât doi nepoți, frățiorul meu, cel mai mic, și încă un văr. Așa că masa de afară este oferită pentru sufletul lor și vă rog frumos să luați parte la prazii de afară. Mulțumim Voda Prostei gospodinilor care ne ajută, ne sprijină, adică ne ajută, este o jertfă să stai până la 3 dimineața, să faci sărmane sau mâncare duminică, sâmbătă. Nu este ușor. Dumneavoastră, gospodine, știți, eu am un cuvânt. Cea mai grea ascultare într-o mănăstire este bucătăria. Fugtă-ți de bucătărie cum fuge vrăjmașul de tămâi. În mănăstire găsim foarte puțini care vor să facă ascultarea asta la bucătărie. Acolo nu mai e sărbătoare, nu mai e nici, să spun așa, odihnă. Știu gospodinii mai bine, săracele, ce înseamnă bucătărie.